Duminică, de la ora 20, Biserica Icoanei din Capitală vă invită să participați la o seară cultural-duhovnicească. Programul va include poezii și balade populare interpretate de actrița Ana Calciu și un concert susținut de corul Harisma al parohiei. Va fi un eveniment cultural, religios, susținut de o cunoscută și apreciată actriță a teatrului nostru românesc, este vorba de doamna Ana Calciu, care va recita balade și poezii care au fost dedicate sau prin care se va evoca trecutul glorios al martirilor noștri, începând de la Miorița și până în zilele noastre, la evenimentele din închisorile comuniste. În program vor fi susținute și cântări corale de către corul Bisericii Icoanei, patriotice și religioase. Folosesc acest prilej ca să anunț și să invit pe toți cei interesați la un eveniment pe care îl pregătim, un eveniment pe care considerăm că l-am pregătit să fie frumos, atractiv, plăcut ochiului și inimii, o lecție de istorie a jertfei românilor. De mult îmi doresc un asemenea subiect, în sensul de a combina poezia populară, balada populară, care exprimă foarte bine trăirea poporului român și alte momente ale crucii. Din fericire am găsit o înțelegere foarte bună la părintele protopop Popescu, cu care de altfel am și colaborat cu celălalt spectacol, Brâncoveanu și Vireanu, Iubire de Biserică și Neam, deci avem o colaborare deja demarată și acum venim cu o noutate și vorbim despre această îmbinare de poezie religioasă cu poezia populară și combinată, bineînțeles, cu muzică corală, cu corul profesionist de aici, de la Grădina Icoanei. După părerea mea, este un moment special la care aș invita pe toți oamenii să vină, pentru că este, de fapt, după părerea mea, o continuare a ceea ce se întâmplă în biserică, în curtea bisericii, și este și un moment de educație și de aducere aminte în fața tinerilor a ceea ce înseamnă poporul român. Biserica Icoanei se află în sectorul 2, pe strada Icoanei, numărul 12.